Lăuda să fie sus și bun regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție specială realizată de echipa Ercis Media, prilejuită și de această dată de împlinirea celor 30 de ani de la înființarea Asociației Centrul Diocezan Caritas Iași. Vă salutăm cu multă bucurie de la microfoanele Ercis Media, Alexandra Cojan și părintele Adrian Blăjuță. Lăuda să fie sus, bine ne reîntâlnim să continuăm cumva periplul nostru în a înțelege misiunea Asociației Caritas. În vecii vecilor, Alexandra, bun găsit, bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Vorbim despre Asociația Centrul Diocezan Caritas Iași. Facem un pas înainte în cunoașterea acestui centru, acestei asociații care vine în ajutorul celor nevoiași. Sunt 30 de ani de caritate. Vrem să marcăm prin această ediție specială acest aniversar, pentru că e important să... Sigur, să ne implicăm în viața comunității, dar e important să și știm despre aceste implicări, pentru că și alții pot să urmeze acest exemplu. Facem un pas înainte, am vorbit despre diferite domenii până acum din cadrul Asociației Centrul Diocezan Caritas Iași, iar în acest moment, la această ediție, vom vorbi despre departamentul de formare profesională, dar și despre departamentul de voluntariat. Dar pentru ca să ajungă acest episod, să zicem, la cât mai mulți, vă rugăm, dragi privitori, dragi prieteni, să distribuiți această emisiune, această ediție specială. O ediție specială presărată cu invitați, presărată și cu surprize, despre care însă încă nu le spunem celor de acasă, vor veni pe parcurs. Întâi de toate o vom prezenta pe prima noastră invitată. Este vorba de doamna Andrei Ștereza, coordonatorul Departamentului de Formare Profesională din cadrul Asociației Caritas Iași. Bun venit la Ercis Media! Bună ziua, bine v-am găsit! Și începem cu începutul. Ce ar fi, de fapt, formarea profesională? Cu ce se ocupă ea? Să le explicăm și celor de acasă, dar și nouă, poate cei care încă nu înțelegem prea bine acest concept. În cadrul asociației noastre este un departament de formare profesională înființat de ceva timp, mai exact cam din 2007, care are două scopuri mari. În primul rând, urmărește formarea continuă a angajaților pe partea caritativă, socială, profesională, dar și urmărește și realizarea de programe profesionale pentru membrii comunității care au diverse dificultăți, probleme. Formare profesională care este autorizată de instituțiile instituțiile statului în domeniul educației. Este vorba de programe de formare profesională de tip calificare sau de tip inițiere autorizate de Ministerul Muncii, Ministerul Educației, ANC, adică Autoritatea Națională pentru Calificări. Pentru un anumit program de formare profesională, cum ar fi cel de infirmieră, ni se cere și aviz la Ministerul Sănătății, pe care noi îl deținem. Aceste programe de formare profesională, după cum spuneam, sunt atât de inițiere cât și de calificare. Ele sunt finalizate cu certificate de calificare. Certificate de calificare care sunt valabile la noi în țară și în străinătate. Sunt certificate de calificare pe care persoanele care le obțin în urma absolvirii cursului se pot angaja. După cum știți că legislația noastră, legislația muncii, pune accent pe calificarea la locul de muncă, calificarea persoanelor și la unele, în general, la locurile de muncă, persoanele care vor să acceseze locurile de muncă trebuie să prezinte și o calificare în acel domeniu, adică dacă persoane vor să se angajeze ca infirmier, infirmieră, trebuie să prezinte și un certificat de calificare în acel domeniu. Programele noastre de formare profesională asta urmăresc, sprijinirea persoanelor în formarea competențelor necesare pentru a ocupa un anumit loc de muncă cerut pe piața muncii. Programele noastre de formare profesională sunt destinate membrilor comunității care au un nivel scăzut de școlarizare, care nu au pregătire profesională suficientă sau foarte slabă pregătire profesională. Și sunt persoane care nu au loc de muncă, care au nevoie de calificare și vorbesc aici de experiența asociației în activitatea pe teren.
aceste programe sunt orientate mai mult către aceste persoane, de a obține o calificare și de a se angaja. Tocmai acest lucru vreau să vă întreb, de ce este importantă această formare profesională, această șansă pe care le oferiți celor care participă acest proiect? Este importantă pentru că, după cum știți, unul dintre principiile Caritas sunt ajută-l pe om ca să se ajute singur, da? Sprijinim persoanele să se califice, să obțină competențele necesare, îl ajutăm să ocupe un loc de muncă. Ocupând un loc de muncă crește gradul lui de integrare socială, crește gradul lui de integrare profesională pe piața muncii, crește nivelul de trai, pentru că crește venitul familiei și atunci unele probleme sunt încet cu încet rezolvate. Îl ajutăm pe om să se ajute singur. Programele noastre de formare profesională, în general, se desfășoară în cadrul proiectelor europene. Ele sunt gratuite și atunci, fiind gratuite, venim în sprijinul persoanelor cu nevoi, materiale financiare. Aveți și un certificat, văd aici, serios, cu Ministerul Învățământului, cu toate avizele. Salutăm și la cameră. De multe ori, persoanele care sună la Asociația Caritas și vor să facă un curs, întreabă ce fel de certificate oferiți, pot să mă angajez cu acest certificat, este valabil la noi, dar în străinătate, că vreau să plec. Bine, noi dorim ca persoanele care absolvă un curs de calificare sau de inițiere să se angajeze la noi în țară. Dar, din păcate, unele locuri de muncă sunt mai bine plătite în exterior decât la noi și cu această ocazie poți arăta un certificat de calificare. Da? Acesta este un certificat de calificare. Este de culoare portocalie. Așa sunt ele stabilite prin lege. Da? Cele de inițiere sunt de culoare verde. Dar ce ne spuneți despre tipurile de programe de formare profesională pe care le desfășurați? Aminteați mai devreme de infirmier, dar cred că nu sunt singuri. Așa este. Nu este singurul program de formare profesională pe care îl desfășurăm. Noi suntem autorizați să desfășurăm și programe de inițiere cu certificat de absolvire la final. În cadrul acestor programe de inițiere amintim cele competențe antreprenoriale. Am mai desfășurat și cursuri de operatori, introducere, prelucrare și validare date, tot de inițiere, comunicare în limba engleză. În momentan noi suntem autorizați acum pentru a organiza cursuri de competențe antreprenoriale, care stau la baza formării profesionale. Și de asemenea, mă amintesc și programele de calificare, aici cursul de bucătar este la mare căutare în prezent, este un curs de calificare cu durata de 720 de ore, un curs de nivel 3 în cadrul național al calificărilor, cursul de cofetar, patisier, îl desfășurăm iarăși, îngrijitoare bătrână a domiciliului, iarăși este o calificare căutată, în special în străinătate, nu la noi. Tâmplar universal, tehnician masior. Și mai recent ne-am autorizat pe masior, calificare. Cam atât. Iată, un sprijin pentru atâția care vor să aibă o calificare și să se poată angaja atât în țară cât și în străinătate și așa de frumos vorbeați, că noi ne-am dorit ca aceștia să se angajeze aici în țară la noi și să aibă posibilități, sigur, și condiții mai bune de lucru și, bineînțeles, să fie plătiți și mai bine, dar cu siguranță există și în cadrul Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași o pregătire continuă, o formare continuă, permanentă a angajaților. Așa este, conducerea asociației tot timpul a avut grijă de angajați. Au urmărit ca angajații să fie dezvoltați, să se dezvolte atât pe partea caritativă, umană, cât și pe partea profesională. Nu contează adică contează foarte mult cum se aplică meseria cu profesionalism, dar contează și cum, cu suflet, cu inima. Și atunci asociația pune accent pe partea caritativă, socială, a dezvoltării personalului. Să vă dau câteva exemple. A fost pe parcurs desfășurate două proiecte Renovabis cu finanțare germană, proiecte care au avut ca și grup țintă angajații Caritas, dezvoltarea
angajaților Caritas, prin participarea la seminarii de instruire pe doctrină socială, caritate, demnitate umană. De asemenea, prin intermediul proiectelor europene au avut loc schimburi de experiență între Caritas Münster și angajații noștri pentru a învăța bunele practici, Caritas Italia, iarăși. De asemenea, la nivel de domeniu, de departament, au loc cu regularitate activități de instruire a angajaților pe diverse domenii, fie domeniul specific, medical, social, de asistență socială și pe partea de social-caritativă. Iată, poate mult se întreabă despre calitatea acestor programe, de la specialiștii și formatorii implicați până la, să spunem, relația cu pacienții sau cu angajații, cu colegii. Într-adevăr, noi ținem foarte mult la calitate, ceea ce oferim să fie calitativ. Vă dau un exemplu. Noi încheiem acum un curs de infirmieră, am intrat în sala de curs, iar doamnele spun, bine, salutând și întrebând ce mai fac, așa, una dintre doamne și-a făcut curaj și a zis, doamne, așa de bine m-am simțit la cursul acesta, am venit cu drag. Cum așa? Păi pentru că m-am simțit foarte bine, foarte relaxat, formatorul predă atât de bine și atât de calm și cu atât cu dragoste și ne explică de câte ori este necesar și nu m-am simțit prost la curs, am învățat foarte multe lucruri, am venit, m-am simțit foarte bine și îmi pare rău că se încheie cursul. Cam astea sunt, spre final, cam astea sunt părerile în general. De aici cred că vine și această dăruire din formarea permanentă pe care o oferiți angajaților, ca ei la rândul lor să ofere prin caritate celor cu care se întâlnesc. Așa este, dar în cadrul programului de formare profesională, pe lângă partea de dăruire a persoanelor care sunt implicate, ele sunt selectate și după niște criterii bine stabilite prin legislație, legislația formării. Adică formatorii noștri de regulă sunt persoane cu studii superioare în domeniul în care predau, cu experiență în acel domeniu, fie didactică, fie partea de formare. Fie sunt cadre didactice, fie au diplome de formatori, ei au experiență în acel domeniu și vin și cu experiența din spate, pe lângă dăruirea și dragostea cu care fac, ei vin și cu această experiență. Cine sunt însă participanții la aceste cursuri? Cine aplică, să spunem așa, cel mai mult? Persoanele noastre, programele noastre de formare profesională au ca și grup țintă persoanele adulte. Sunt programe de formare profesională pentru adulți. Se pot înscrie persoane peste 18 ani, cu mici excepții se pot înscrie și sub 18 ani, dar aici este o legislație puțin mai specifică. Sunt persoane adulte peste 18 ani care nu au calificare sau care au o calificare care nu e cerută pe piața muncii, fie nu au siguranța locului de muncă, fie vor să mai obțin o alternativă în cazul în care își pierd locul de muncă. Acum trăim în nesiguranța asta totală, mai ales pe situația asta de pandemie, vor să-și mai obțin o calificare că nu se știe. Sunt persoane care au situații financiare precare, tot datorită nivelului scăzut de pregătiri, lipsa locului de muncă. Am avut și persoane cu dizabilități și avem în continuare persoane cu dizabilități înscrise la cursuri, persoane de etnie romă. Sunt persoane care își doresc să facă ceva de regulă și vor să schimbi viața în mai bine. Iată, așadar, poate și dintre cei de acasă, cei care ne privesc, doresc sau au în gând o recalificare sau o astfel de oportunitate, cred este important să le cunoască și, bineînțeles, este o ocazie deosebită să aplice, poate să se intereseze mai mult. Noi dăm doar așa, aruncăm puțin sămânța și, bineînțeles, informații mai pot găsi și pe mai departe. Vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți, vă spunem la mulți ani la acest aniversar. Dar și, iată, deosebit de important, atât formarea continuă ca angajat, cât și formarea profesională, tocmai în această idee, nu îi ajutăm pe oameni doar pe moment, îi ajutăm să se ajute.
Așa este, Alexandra. Într-adevăr, felicitări pentru tot ceea ce faceți, pentru că în timpurile noastre sunt atâția care au nevoie de o recalificare, pentru că sunt diferite activități acum care cer atâtea servicii, care cer o calificare nouă. Și noi mergem mai departe, dragi prieteni, vă reamintim că suntem în centrul diecezan Caritas Iași, în care încercăm să rememorăm activitățile, istoria, momentele din cei 30 de ani de caritate pe care îi sărbătorește această asociație. Facem un pas înainte, vom ajunge și vom discuta despre departamentul de voluntariat, un voluntar dedicat cu adevărat activităților Centrului Diecezan Caritas Iași, care între timp a trecut la Domnul. Este vorba de domnul Eduard Lizakowski. Îl rugăm pe bunul Dumnezeu să-l răsplătească pentru toată dăruirea pe care a făcut-o și pentru asociația Centrul Diecezan Caritas Iași și nu numai pentru această asociație, pentru că știm, el s-a implicat în diferite acțiuni, diferite activități, chiar și în această muncă a efortului pentru beatificarea episcopului nostru Anton Durcovici, el fiind și ministrantul episcopului Anton Durcovici, pentru care a și suferit închisorile comunismului. Dragi prieteni, așa cum v-am promis, avem surprize de-a lungul acestor episoade din cadrul ediției speciale dedicate asociației Centrul Diecezan Caritas Iași la 30 de ani de caritate. De această dată urmărim un mesaj din partea preasfințitului Iosif Păuleț, episcopul diecezei romano-catolice de Iași, cu ocazia acestui moment aniversar. La frumosul aniversar a 30 de ani de activitate a Centrului Diecezan Caritas, ca păstor al diecezei de Iași, aș vrea să spun câteva cuvinte. Sigur, sunt cuvinte de apreciere, de mulțumire, de recunoștință pentru toți membrii acestei asociații pe care în parte i-am cunoscut, activând ca paru sau ca decan, atât în zona Trotușului cât și în zona Bucovinei. Am fost totdeauna impresionat de felul în care persoanele care lucrează în asociație au arătat prin modul lor de a interveni în situații uneori foarte grele pentru a aduce alinare, pentru a aduce bucurie în sufletele multora. Caritasul este o asociație promotoare a carității, în primul rând, iar caritatea este ceva specific creștinesc, evanghelic. Pentru că la aceasta ne îndeamnă Hristos în Sfânta Evanghelie, să practicăm iubirea cu această nuanță de caritate. Cei care practică într-adevăr caritatea evanghelică sunt diferiți de cei care practică filantropia. Filantropia înseamnă a face bine de dragul unor persoane pentru că necesită și așteaptă ajutorul nostru, fiind semeni de-ai noștri. În cazul carității, motivația este supranaturală, adică îi ajutăm pe semenii noștri, fiindcă au într-adevăr nevoie, dar pentru că sunt copiii lui Dumnezeu și facem aceste gesturi în favoarea lor în numele lui Dumnezeu. Deci motivația este net superioară. Și spuneam că am fost și sunt mereu impresionat de modul în care lucrează toți cei înscriși în această asociație caritabilă. Sunt, sigur, și profesioniști, dar sunt și mulți voluntari. Și lucrul acesta impresionează. Ei lucrează în grup, lucrează motivați de iubire evanghelică a lui Hristos și aduc atâta mânghiere, atâta bucurie în sufletele diferitor categorii de oameni, pentru că au în vedere, în primul rând, persoane cu dizabilități, apoi sunt bătrâni, sunt bolnavi, sunt copii, tineri, deci de toate vârstele, oameni, semeni de-ai noștri, care au nevoie de ajutorul nostru. Și îi cunosc în mod deosebit prin activitatea desfășurată în parohiile pe unde am fost, îngrijirea la domiciliu.
Știu că veneau și ne cereau și nouă preoților sprijin, iar noi anunțam în biserică pe credincioși să adune, de exemplu, cu ocazia sărbătorilor Crăciunului, Paștelui, să adune alimente sau alte bunuri pentru toți cei necăjiți și săraci, spunându-le că acestea vor fi distribuite celor aflați în nevoi prin centrul Caritas și prin centrul de îngrijire la domiciliu. Aceste persoane, acești angajați ai Caritasului, ca și voluntarii, cunoșteau foarte bine familiile care aveau nevoie de ajutor și le îngrijeau. Mergeau să le aline suferințele, să le ofere o mână de ajutor, să vadă că nu sunt uitați de ceilalți care sunt sănătoși și cărora soarta le surâde. Eu le doresc din toată inima acestor angajați ai Caritasului în dieceza noastră, pentru că la urma urmei sunt un mare sprijin pentru mine ca episcop al diecezii de Iași în activitatea caritabilă, pastorală pe care o desfășor, ajutat fiind de preoții din dieceză. Aceste asociații caritative, între care se numără și asociația chiar așa numită Caritas, sunt de mare ajutor pentru activitatea mea pastorală în dieceza de Iași. Un lucru iarăși impresionant este contul care s-a deschis special atunci când a apărut pandemia în țara noastră și în care mulți oameni de bine, de bună voință, și-au oferit sprijinul lor pentru ca acești angajați ai Caritasului să poată folosi aceste fonduri pentru a veni în ajutor tuturor celor loviți de această boală, de această pandemie. Este un lucru admirabil. Le doresc mai departe succes în viața și activitatea lor. Dumnezeu să le facă rodnic această muncă pentru slava sa și pentru binele și onoarea națiunii noastre, a poporului nostru. Mult succes, la mulți și fericiți ani! Am urmărit, dragi prieteni, mesajul preasfințitului Iosif Păuleț, episcopul nostru al diecezei romano-catolice de Iași, la acest aniversar, 30 de ani de caritate, 1990-2020, ai asociației Centrul Diecezan Caritas Iași. Și dacă am vorbit până în acest moment de departamentul de formare profesională, facem un pas înainte și vorbim în continuare despre departamentul de voluntariat din cadrul Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași, să vedem ce reprezintă, despre ce este vorba și cum anume se desfășoară el și de ce este important voluntariatul până la urmă în această asociație. Și îi prezentăm, Părinte Adrian, pe invitații noștri de această dată. Este vorba de doamna Janina Băbuță, coordonator departament de voluntari. Bun venit! Bine v-am găsit! Și de Solomon Purțac Sergiu, voluntar. Bun venit! Bine v-am găsit! Să începem cumva cu începutul firesc. Cum a evoluat voluntariatul în acești 30 de ani de Caritas? Voluntariatul în Caritas a debutat odată cu această asociație, pentru că toate acțiunile sociale nu puteau fi întreprinse fără ajutorul benevol al oamenilor care s-au implicat de la bun început în activitățile propuse în cadrul Caritas. Am început voluntarii în urmă cu 30 de ani cu pregătirea pachetelor, distribuirea pachetelor către oamenii nevoiași. De asemenea, oamenii s-au implicat în activitățile de construire de școli, de spitale, de distribuire de medicamente, acolo unde a fost nevoie. Ulterior, s-au format cele 5 departamente în cadrul Caritas și acțiunile voluntarilor au fost mai bine organizate și s-au pliat pe activitățile specifice fiecărui departament. Iar acum avem un nou trend în voluntariat. În ultima perioadă avem activități concrete ale voluntarilor, avem inclusiv inițiative ale lor, evenimente gândite și duse la bun sfârșit de către voluntari. Putem observa faptul că voluntariatul a crescut odată cu Caritas și s-a conturat într-un mod frumos.
Îl avem alături de noi pe Sergiu, cel care, după câte știu, el a fost voluntar. Acum a intrat să lucreze mai intens în asociația Centrul Diocezan Caritas Iași și ca să facem o legătură între implicare, ceea ce fac practic voluntarii în această asociație, să vedem de când ai început să lucrezi ca voluntar, să te implici în această asociație și ce ai făcut în această perioadă. Eu sunt kinetoterapeut începând cu anul 2013 și practic tot de atunci sunt și voluntar în cadrul asociației Caritas. Cum s-au desfășurat lucrurile? Am început cu acel centru care ofereau servicii persoanelor, să zicem, imobilizate la domiciliu. Fiind student în an terminal, m-am gândit că este o oportunitate foarte bună pentru mine pentru a fi oarecum inițiat în această meserie, pentru că, bineînțeles, pacienții imobilizați la pat, imobilizați în casă, au foarte mare nevoie de ajutor din partea unui kinetoterapeut. Și atunci m-am gândit că ar putea fi chiar o rampă de lansare pentru profesia mea. Sergiu nu este singurul voluntar din cadrul asociației. Ce fac așadar voluntarii în general în cadrul centrului? În Caritas toți suntem și voluntari. Voluntarii aici în Caritas, în momentul în care pășesc pe pragul organizației noastre, eu zic că pot găsi o ramură în care să se regăsească. Voluntarii pot să strângă mâna unui bătrân, care mai de mult era bunicul lor și care în prezent nu mai este alături, îl pot adopta. Și astfel se implică în activitățile pe care le desfășoară centrul de îngrijire la domiciliu. De asemenea, voluntarii pot fi alături de adolescentele noastre de la centrul de plasament. Acolo ei ajută fetele din centrul de plasament în realizarea temelor, pregătirea lor pentru școală. De asemenea, le ajută să vadă viața cu alți ochi, le oferă un sprijin și spiritual și să nu uităm de departamentul pentru copii în cadrul centrului Don Bosco. Eu cred că voluntarii se văd pe ei atunci când erau mici și se văd neajutorați la teme, cu teamă pentru ziua de mâine de la școală și atunci voluntarii sunt cei care îi ajută pe cei mici de acolo să prindă mai mult curaj pentru ceea ce așteaptă în viață. Poate că în societatea noastră imaginea, figura voluntarului nu este chiar așa de bine percepută și sunt puțini cei care se implică ca voluntari. Oricum se vede că an de an din ce în ce mai mulți devin voluntari în diferite activități și de aceea aș vrea să vă întreb și să transmitem și celor de acasă cât de important este un voluntar în asociația Centrul Diocezan Caritas Iași. Care este misiunea lui? Îmi place că ați punctat faptul că în societatea noastră voluntariatul a suferit modificări și aș vrea să subliniez acest lucru. În cei 3 ani în care mă ocup de voluntari aici în Caritas am observat o evoluție interesantă la nivelul voluntarilor și anume în ultima perioadă se implică mai mult persoanele care sunt deja active. Avem angajați care vin și spun că vor să facă ceva, avem studenți, cei care veneau și înainte să ne ajute și elevi, dar vin și vârstnici care spun că vor să dea un sens zilelor lor. Și eu cred că voluntarii asta fac. În primul rând, voluntari înseamnă timp dăruit cu bunătate și cu credință celui care are nevoie. Dacă ești voluntar, faci mai mult decât un angajat, pentru că angajatul de multe ori se pierde în hârtii, în raportări și poate uită să zâmbească sau poate uită să îmbrățișeze bătrânul care are nevoie. Dar voluntarul asta face. Voluntarul reușește să fie smerit și să dedice timp. Ducem un pic așa, facem un exercițiu de memorie. Sergiu, atunci când ai ales să vii și să ajuți Asociația Centrul Diocezan Caritas Iași prin voluntariat, prin implicarea ta,
De ce ai făcut lucrul acesta? Ce ți-a venit în minte atunci ca să vii și să fii alături de echipa Caritas? Cunoșteam destul de bine, să zicem, personalul care se ocupa de această activitate de oferire a serviciilor, să zicem, medicale, kinetice, persoanelor nevoiașe, să zicem, și atunci colaborarea cu aceste persoane a fost extraordinar de importantă pentru mine, pentru că m-a făcut oarecum să realizez faptul că mai ales la începutul, să zicem, profesiei, carierei, este oricum nevoie să intri în contact cu patologie. Este important să intri în contact cu persoane care suferă de anumite, să zicem, dizabilități sau afecțiuni. Și atunci, bineînțeles că dorința de a persevera în profesia mea, dorința de a cunoaște nevoile unei persoane imobilizate la pat, dorința de a ajuta o astfel de persoană, pentru că, slavă Domnului, imediat după absolvirea studiilor, am avut suficient timp la dispoziție până am fost angajat. Și atunci am considerat că timpul poate fi fructificat într-un mod, să zicem, care să ajute omul de lângă mine. Activități bogate, cumva motivații importante. Ce evenimente realizați, organizați însă, iată, cu voluntarii, și cum reușiți până la urmă să-i organizați? Pentru că bănuiesc că sunt, așa cum ne-ați spus, pe mai multe domenii și totuși cu toții au aceeași misiune, aceeași dorință. Voluntarii, în primul rând, sunt recrutați de către un coordonator de voluntari care are o discuție inițială cu aceștia pentru a înțelege ce departament se potrivește mai bine. Ulterior există sesiuni de formare și cred că aceste sesiuni de formare îi ajută pe voluntari să înțeleagă cu ce se ocupă Caritas, care sunt valorile noastre, care este misiunea noastră, și atunci ei reușesc să transmită mai departe și beneficiarilor sprijinul de care au nevoie, dar sub această tutelă a acțiunilor noastre Caritas. Avem activități foarte frumoase cu voluntarii. Din păcate, pandemia aceasta ne-a schimbat puțin sensul lucrurilor, dar nu am stat degeaba. Aș vrea să amintesc trei acțiuni frumoase ale voluntarilor. În 2014, voluntarii Caritas au participat la acele inundații care au avut loc în Galați. Atunci o echipă foarte mare de voluntari a ajutat oamenii să-și curețe casele și inclusiv s-au construit case acolo. Această acțiune s-a desfășurat în cadrul Departamentului de Dezastre și Calamități. Vreau să aduc aminte și de acțiunea care a pornit din partea voluntarilor la Spitalul Sfânta Maria pentru copii. Acolo Caritas din 2011 se ocupă de spațiu de joacă destinat copiilor care se află la parter. Voluntarii mergeau o dată pe săptămână împreună cu alți voluntari de la alte asociații să petreacă timp cu copiii internați acolo, iar în 2018 voluntarii au avut inițiativa de a crea o bibliotecă și ne-am bucurat să avem un proiect de succes care s-a intitulat Maria Citește. Și într-o lună am fost la Sfânta Maria cu 1000 de cărți pe care le-am lăsat acolo în bibliotecă, dar le-am și distribuit copiilor de acolo. Aș vrea să mai amintesc un alt eveniment frumos realizat de către voluntari. Este vorba de concertul Și bunicii l-așteaptă pe Moș Crăciun. Atunci când voluntarii au format un cor împreună cu angajații Caritas și timp de 2 ani, în 2018 și 2019, am realizat acest concert caritabil în cadrul căruia s-au adunat resurse pentru a împărți anumite pachete bunicilor Caritas. Și a fost un lucru extraordinar. În perioada pandemiei, acum, anul acesta, au fost evenimente sau implicări mai deosebite din partea voluntarilor și vreau să amintiți un pic și despre numărul, cam câți voluntari sunt implicați în Caritas. Numărul voluntarilor se modifică de la an la an, iar anul acesta, într-adevăr, a scăzut, pentru că în proporție de 80% voluntarii noștri sunt studenți
Și acum studenții sunt acasă, departe de oraș. Nu pot spune cu precizie, dar în prezent, anul acesta, avem 100 de voluntari și ne mândrim cu lucrul acesta. Voluntarii, în timpul pandemiei, au sprijinit vârstnicii prin realizarea de cumpărături. Și cumpărături de alimente sau de medicamente și aducerea lor la casele acestora. De asemenea, am avut voluntari care au ținut legătura cu vârstnicii pentru a socializa și pentru a vedea dacă sunt bine, bineînțeles, păstrând distanța și luând măsurile impuse de această pandemie. Aceste activități de grijă față de bunici s-au realizat atât în Iași cât și în cadrul centrelor de îngrijire la domiciliu pe care le avem în teritoriu. De asemenea, avem voluntari care în perioada pandemiei au sprijinit copiii din centrul Don Bosco la diferite activități online, iar în cadrul Centrului de Resurse pentru Familii, voluntarii au ajutat pregătirea pachetelor și distribuirea acestora. Însă aș vrea să menționez și despre activitatea pe care am avut-o în mediul online, și anume am creat o pagină numită Raze de Soare, pentru că am vrut ca voluntarii să aducă soarele în casele închise în timpul pandemiei. În cadrul acestei pagini ne-am propus ca în fiecare zi să amintim o rugăciune care să ne unească. Am transmis o glumă, am transmis un gând bun acolo, am avut voluntari care au citit o dată pe săptămână sau de două ori pe săptămână povești pentru copii. Am avut voluntari care au pregătit diferite activități care să fie realizate de către părinți împreună cu copiii. Am avut de asemenea și voluntari, o voluntară care era la rândul ei în izolare în Italia și de câteva ori a făcut lecții de pian cu copiii pe această pagină. Și nu în ultimul rând, vreau să-l amintesc pe Sergiu, care în perioada în care a stat acasă a făcut exerciții cu noi online și asta ne-a ajutat foarte mult pentru că ne-a menținut sănătatea mentală și cea fizică într-un... Sigur, și ca să completez ceea ce a spus deja colega mea, inițiativa acestei pagini, să zicem, din mediul online a fost extraordinar de bună pentru că, bineînțeles, este întotdeauna foarte important modul în care privim de fapt lucrurile, perspectiva din care privim lucrurile. Pandemia, bineînțeles, nu a venit doar cu lucruri rele și atunci am sesizat cu toții că, cel puțin în prima parte a acesteia, cu toții am avut mai mult timp disponibil. Și atunci această inițiativă a venit tocmai în căutarea unor activități pe care să le realizăm și care să ne aducă un plus valoare nouă celor care de cele mai multe ori ne plângem, nu avem timp să facem mișcare, nu avem timp să ne jucăm cu copiii acasă, nu avem timp să, eu știu, să facem activități artistice, pentru că, bineînțeles, ele sunt foarte importante în viața noastră. Și atunci, această inițiativă a fost extraordinar de bine primită, cel puțin eu am resimțit așa o foarte mare bucurie că m-am putut implica sub această formă, pentru că nemai având contact cu pacienții, dintr-o dată, o săptămână nu faci nimic, două săptămâni nu faci nimic, dar simți nevoia să interacționezi, simți nevoia să fructifici cunoștințele pe care le ai. Și atunci, această activitate, cel puțin pentru mine, a venit chiar ca o mănușă și s-a pliat foarte bine. Bineînțeles că am încercat să pliez exercițiile și acum cei care le-au făcut știu foarte bine că chiar dacă au fost niște exerciții, să zicem, cu un caracter general, ele au putut aduce destul de multe beneficii, dacă vorbim, de exemplu, despre mobilitate articulară, despre tonifierea musculară și despre, bineînțeles, această stare de bine pe care o avem după realizarea unor activități fizice. Vreau să amintesc faptul că pe 5 decembrie este Ziua Internațională a Voluntarilor. Pe această cale transmit plecăciuni și mulțumiri tuturor celor care au sprijinit acțiunile Caritas în cei 30 de ani. Le doresc tuturor voluntarilor să fie sănătoși, să treacă cu bine de această pandemie și așteptăm aici cu brațele deschise atunci când vor să dea sens vieților. Cu alte cuvinte, un voluntar nu poate sta deoparte nici măcar în timp de pandemie sau nu ar trebui. Da, corect, foarte adevărat.
Ne apropiem de finalul acestei discuții și văd că transmiți un gând bun, seninătatea voluntarului și chiar ne îndreptăm spre prietenii noștri și hai să le dăm un sfat. Poate sunt unii care vor să se implice ca voluntari. De ce ar trebui să vină la Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași și să se implice ca voluntari? Da, cel puțin din punctul meu de vedere, mai ales în perioada asta, cred că cu toții am sesizat cât de importantă este apropierea și interacțiunea aceasta între oameni. Și atunci, bineînțeles, că a fi voluntar, exact ce spunea și colega mea, înseamnă mai mult decât a fi recompensant pentru o activitate. Și atunci a face o activitate așa, cu drag, din toată inima, nu poate decât să aducă fericire atât ție cât și persoanei căreia îi oferi un serviciu. Indiferent dacă vorbim despre o persoană care este kinetoterapeut, cum sunt eu, de exemplu, sau asistent social, sau psiholog, sau orice alt domeniu pe care îl profesează, cu toții putem aduce un plus valoare semenilor noștri. Și atunci această muncă de voluntariat cu siguranță o să facă ca această pandemie sau alte probleme care vor mai apărea să pară mai puțin importante. Și bineînțeles, din rândul voluntarilor sunt persoane care chiar sunt angajate să lucreze în Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași, folosindu-se deja, nu, de această experiență pe care o au ca voluntari. Da, este foarte adevărat că această muncă de voluntariat te poate pune în contact cu anumite persoane care, la un moment dat, de ce nu, îți pot fi chiar și colegi de muncă. Pe mine munca de sau activitatea de voluntariat chiar m-a propulsat din punct de vedere profesional, m-a făcut să perseverez în acest domeniu. De curând am luat parte la am fost formator în cadrul unui curs de formare profesională pe tehnician masior și a fost o activitate pe care, chiar dacă la început am privit-o cu un oarecare scepticism, pentru că a fost oarecum prima interacțiune de acest fel cu persoane din afara cabinetului de recuperare unde activez, mi-a adus un foarte mare plus din punct de vedere al dezvoltării mele profesionale și sper să mai existe și altele, bineînțeles. Iată, e important deci să ieșim din zona noastră de confort. Îi felicităm pe toți voluntarii, le spunem și lor la mulți ani pentru că este ceas aniversar și bineînțeles le mulțumim invitațiilor noștri de astăzi, atât celor de la Departamentul de Formare Profesională cu care am început, cât și dumneavoastră celor de la Departamentul de Voluntariat și ne luăm rămas bun de la cei care au fost alături de noi până în acest moment, cei de acasă, spunându-le însă că ne reîntâlnim și mâine pentru o nouă dimensiune, să spunem așa, care să ne vorbească despre Asociația Caritas. Sigur că da, Alexandra, dragi prieteni, continuăm transmisiunile noastre, ediția noastră specială continuă cu un alt episod al Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași, 30 de ani de caritate, 1990-2020. Sunt atâtea lucruri, cred eu, frumoase și acum nu trebuie să vă spun eu prea multe pentru a distribui, pentru că cred că ați făcut-o deja, pentru că invitații noștri v-au transmis această seninătate și bucurie de a participa, de a lucra, de a fi voluntar în cadrul Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași. Rămâneți alături de noi, sigur, cu un alt episod revenim și mâine pentru a marca cei 30 de ani de caritate ai Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași. Lăudați să fie Iisus și Maria!